în această seară să deschidem cuvântul Domnului Exod, capitolul 3. Cei care aveți Biblia, vă invit să o deschideți împreună cu mine. Voi citi primele 10 versete din Cartea Exodului, capitolul 3, unde Biblia spune în felul următor. Moise păștea turma socului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustiu și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat I s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc, și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis: Am să mă întorc, să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu a cremat din mijlocul rugului și a zis: Moise, Moise! El a răspuns, iată-mă, Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, cât se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scotea pe care le scoate din pricina suplitorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am coborât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și împinsă într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care le locuiesc cananiții, hitiții, amoriții, fereziții, heviții și ebusiții. Iată că strigătele izraeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum vino, eu te voi trimite la faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, Copilul Israel, amin. amin. În această seară, aș dori să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și sunt convins că foarte mulți dintre voi ați citit textul acesta, și foarte mulți dintre voi îl cunoașteți în detaliu, și foarte mulți dintre voi ați putea să predicați din el. Este un text frumos care vorbește despre chemarea lui Moise, un om pe care Dumnezeu l-a ales. Deși a avut o istorie zbuciumată până în acest moment, l-a ales ca să aducă izbăvire poporului său, care a stat mai bine de patru secole în robia egiptenilor. Și ceea ce i s-a întâmplat omului Moise, modul miraculos în care Dumnezeu l-a chemat să fie eliberatorul poporului, este extraordinar. Ceea ce a făcut Dumnezeu prin acest om este la fel. De remarcabil. Însă, în seara aceasta vreau să vă vorbesc nu despre modul în care Dumnezeu l-a ales pe Moise, vreau să vă vorbesc nu despre modul în care uh, Moise a primit chemarea aceasta extraordinară de la Dumnezeu, ci vreau să vă vorbesc în seara aceasta despre rug. Dacă citim relatarea de aici. Personajul principal al textului este Moise. Chemarea lui Dumnezeu pentru viața lui, mandatul cu totul ieșit din comun pe care l-a avut Moise, sunt remarcabile, cum am spus. Dar aș vrea să învățăm ceva în seara aceasta de la rug, de la acest arbust. Pentru cei care vă întrebați, poate ce înseamnă cuvântul rug și de ce este folosit, în Biblia noastră este tradus ca și rug, dar de fapt în limba originală a Bibliei acest rug nu este altceva decât un arbust din deșert. O plantă cu puține frunze care creștea în solul arid al pustietății, o plantă care putea să supraviețuiască fără aproape nicio cantitate de apă. O, o cantitate minimă de apă era suficientă ca să supraviețuiască. Și vreau să vă spun că Dumnezeu vorbește aici, în mod excepțional, lui Moise, dintr-un astfel de arbust, dintr-o astfel, uh, uh, dintr astfel de plantă care creștea și era peste tot, împânzind deșertul, pustietatea. Acolo unde își păștea uh, Moise turmele, socului său Ietro, zice Biblia că într-o zi Moise a mers mai departe decât de obicei, a părăsit zona aceea de câmpie, dacă vreți, zona aceea unde era pajiște, unde era iarbă și s-a dus un pic mai spre zona deluroasă, unde începeau poalele muntelui. Și acolo, în zona aceea, era o grămadă de arbuști de acest fel. Și spune Biblia că la un moment dat, unul dintre acești arbuști a început să ardă și Moise a văzut ceea ce se întâmpla acolo. Aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi în această seară și să învățăm de la acest rug care a fost aprins de Dumnezeu câteva lecții pentru noi. Este o imagine foarte, foarte sugestivă. De ce? Pentru că arbustul acesta creștea în pustietate, în deșert, într-un pământ arid, într-un loc uscat, în condiții vitrege. Foarte asemănător cu modul în care Dumnezeu ne-a așezat pe noi în lumea aceasta în care, pentru o vreme, trăim. Ca și copii ai lui Dumnezeu, ca și creștini, ca și oameni mântuiți de Dumnezeu, Dumnezeu ne-a așezat în pustiul acestei lumi. Trăim în condiții vitrege, pentru că lumea, în mare ei majoritate, nu-l caută pe Dumnezeu. Trăim în condiții de uscăciune spirituală, pentru că în afara adunărilor noastre, în afara părtășilor noastre, lumea cu care interacționăm în fiecare zi nu vrea să audă de Dumnezeu. Trăim în condiții de austeritate, tot cum trăia și acest arbust, acest rug pe care Dumnezeul va aprinde. Și eu vreau în această seară să vă provoc și să vă întreb ce se întâmplă cu noi când Dumnezeu, când focul prezenței lui Dumnezeu ne aprinde. Că asta se întâmplă acolo. Aș vrea să învățăm de la acest rug, de la acest arbust, de la această plantă, ce înseamnă să ai prezența și focul prezenței lui Dumnezeu peste viața ta. Trăiești în pustietate, trăiești într-o lume aridă spiritual, supraviețuiești, dacă vrei, vrem să spunem în felul acesta, dar totuși Dumnezeu ne alege și Dumnezeu cum a ales acest arbust să se coboare peste el și prezența lui să îl aprindă, veți vedea. Ce s-a întâmplat cu acest arbust și cât, cât de multă influență a avut prezența lui Dumnezeu peste acest rug, peste această adunătură de, eu știu, o plantă, cum vrem să-i spunem, cât de mult a folosit-o Dumnezeu ca să influențeze viața lui Moise. Vă pun o întrebare: v-ați gândit vreodată, noi, ca și oameni slabi, așezați în această lume, asemenea arbustului? facem parte din marele plan al lui Dumnezeu. După cum uh, Dumnezeu a ales acest rug, care nu era decât o plantă obișnuită, aș vrea să vă provoc să gândim împreună ce înseamnă când Dumnezeu ne alege pe noi, niște oameni obișnuiți în care vrea să pună focul prezenței Lui pentru ca noi să ardem și prezența Lui uh, care ne aprinde viața să fie o influență pentru lumea în care trăim. Care sunt lecțiile pe care le putem învăța de la acest rug care arde în Pustietate. Rugul trebuie să-l înțelegeți că nu era decât un vas prin care Dumnezeu lucra. Noi la rândul nostru nu suntem decât niște uh, unelte în mâna lui Dumnezeu. Biblia spune că în acest trup muritor, Dumnezeu a pus o mare comoară o comoară de preț. Biblia spune de fapt că această mare comoară, această comoară de preț pe care Dumnezeu a pus-o în noi, este așezată în niște vase de lut. Aceste vase de lut suntem noi, fiecare dintre noi, cu slăbiciunea noastră, cu eșecurile noastre, asemenea arbustului, doar niște oameni obișnuiți, care se transformă în ceva extraordinar când prezența lui Dumnezeu ne umple viața, când prezența lui Dumnezeu ne aprinde pentru scopul lui Dumnezeu. Rugul aprins ne învață câte Lecții. Ne învață că prezența lui Dumnezeu se manifestă adeseori în lucruri simple, ne învață că prezența lui Dumnezeu se, a, se manifestă adeseori în lucruri slabe, ne învață că prezența lui Dumnezeu nu depinde de slăbiciunea noastră. Fără focul prezenței lui Dumnezeu, acel rug n-ar fi rămas decât. Un arbust obișnuit în deșert. Fără prezența lui Dumnezeu, noi, fără puterea lui Dumnezeu în viața noastră, noi nu suntem decât niște oameni obișnuiți. Tot ceea ce ne transformă, tot ceea ce ne face să fim altfel, este atunci când focul prezenței lui Dumnezeu se coboară peste viața noastră. Oare noi, ca și credincioșii acestei generații, mai dorim lucrul acesta? Nu am vrea fiecare dintre noi, cei care suntem la poarta cerului în această seară, să spunem, Doamne, vreau ca viața mea, vasul acesta de lut, sim obișnuit, cu eșecuri, cu crăpături și cu ciobituri. Aș vrea să-l umpli de puterea prezenței tale. Pentru că doar în felul acesta vom putea influența. Moise se duce mai departe decât mergea de obicei. Moise spune ce ar fi să mă duc mai departe de locul unde până acum am fost. Ce spune Biblia că vede un rug, vede acest arbust în flăcări și, paradoxal, deși ardea, nu se mistuia, adică nu se consuma. Vreau să vă spun că Moise era obișnuit cu ideea plantelor arzând în deșert. Acolo unde temperatura în timpul zilei trece uneori de 50 de grade cu plus. Nu e nimic neobișnuit ca o plantă uscată să ia foc. Sunt convins că Moise a mai văzut multe plante arzând în deșert. Însă, de data aceasta, arbustul acesta, rugul acesta, cum îi spune Biblia, ardea dar nu se consuma, nu se mistuia. Haideți să ne uităm în Scriptură. Câteva lecții pe care putem să le învățăm de la un simplu rug care a fost aprins de puterea lui Dumnezeu. Și primul lucru pe care vreau să l înțelegem și vă rog să nu uitați că noi suntem acel rug pe care Puterea lui Dumnezeu poate să-l aprindă? Noi suntem acel vas de lut pe care Dumnezeu poate să-l umple și prin noi Dumnezeu vrea să facă lucruri extraordinare. Prin oameni obișnuiți, Dumnezeu vrea să facă lucruri neobișnuite. Prin uh, oameni care nu au, poate, nicio înzestrare și o capacitate extraordinară, Dumnezeu poate să transforme națiuni întregi. Asta face puterea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu care se coboară ca un foc peste viața noastră și ne transformă în mod radical. Versetele 2 și 3. Îngerul Domnului, observați, i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug, spune versetul 2. Moise s-a uitat și fiindcă... și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, ascultați, am spus că a văzut cu certitudine multe, uh, multe alte ocazii în care... Uh, luase foc câte o plantă din asta uscată. Dar moi se zice, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Primul lucru pe care vreau în această seară să-l învățăm, și asta ne privește pe noi, și anume, învățăm de aici că rugul nu a făcut nimic decât a ars pentru Dumnezeu. Fratele meu și sora mea, dragi tineri, Vei avea influență în lumea aceasta, vei putea schimba lucruri în lumea aceasta, vei putea fi folosit de Dumnezeu, nu neapărat când te agiți mult, ci atunci când arzi pentru Dumnezeu. Putem spune un amin la acest lucru. Observați, rugul nu a făcut nimic decât a ars pentru Dumnezeu. Pot să vă spun în această seară că a arde pentru Dumnezeu e mai important decât orice am face pentru Dumnezeu? Pasiunea pentru Dumnezeu și lucrurile lui Dumnezeu e mai importantă decât orice am putea noi face. Dumnezeu ne-a ales pe noi niște oameni simpli, obișnuiți, în care a pus ceva veșnic. Biblia numește, așa cum am zis, acest lucru comoară în vase de lut. Cum Dumnezeu a ales un arbust, un rug, care n-a făcut nimic. Citiți-vă rog cu atenție pasajul, recitiți-l, Veți vedea că acest arbust, acest rug, nu a făcut nimic decât să ardă pentru Dumnezeu. Vreau să mă înțelegeți foarte bine în această seară. Când arzi pentru Dumnezeu, poți să schimbi o lume întreagă. Nu trebuie să faci lucruri mărețe. Noi ne gândim întotdeauna că avem impact în lume dacă facem ceva ieșit din comun. Dacă suntem titorii unei chestiuni mărețe. Dar pot să vă spun în seara asta, că uneori ca să faci lucruri fantastice pentru Dumnezeu, nu trebuie să faci nimic decât să fii gata să arzi pentru El. Uh, haideți să învățăm câteva lecții uh, și vreau să, vreau să trec câteva lucruri în revistă despre, despre ce înseamnă să arzi pentru Dumnezeu. Rugul a ars pentru Dumnezeu, dar nu s-a agitat în fața lui Moise și a oamenilor. Știți că atunci când noi, ca și copiii lui Dumnezeu, ardem pentru Dumnezeu, nu trebuie să ne consumăm energia și să ne agităm mult în jurul oamenilor. E o mare diferență între a arde pentru Dumnezeu și a te agita în fața oamenilor. Nu a făcut nimic, rugul ăsta nu a făcut nimic ca să atragă atenția oamenilor, nu s-a promovat în niciun fel, nu a făcut aluzie la valoarea lui, n-a făcut gălăgie ca să atragă atenția, Deși noi ca și oameni adesea și mai ales ca și creștini depunem așa de mult efort ca să fim remarcați de cei din jurul nostru, facem mult zgomot, facem multă gălăgie, încercăm să ne afirmăm când Dumnezeu tot ce cere este să arzi pentru El. E foarte important să arzi pentru Dumnezeu, dar nu are niciun rost să te agiți pentru oameni. Al doilea lucru, rugul ars pentru Dumnezeu și și n-a încercat să impresioneze pe nimeni. Știți că deseori atâtea eforturi uh, sunt consumate ca să încercăm să impresionăm pentru pe cei din jurul nostru. Ca și creștini, încercăm să -i impresionăm cu spiritualitatea noastră. Și bisericile sunt pline de oameni așa de spirituali, încât Impresionează pe toți. Știți că Dumnezeu nu ne-a chemat să impresionăm pe nimeni cu spiritualitatea noastră, dar ne-a chemat să fim uh, aprinși pentru Domnul. Ce am împotriva ta, spune Domnul Isus, prin Duhul Sfânt, uneia dintre bisericile din Apocalipsa, ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut ce? dragostea din tâi, adică pasiunea, adică focul pentru Dumnezeu. Ce am împotriva ta nu este că n-ai bifat lista tuturor lucrurilor, ce am împotriva ta este că tu nu mai arzi pentru Dumnezeu. Ceea ce am împotriva ta este că nu mai arzi pentru Dumnezeu, ci doar încerci să impresionezi oamenii. Dragii mei, trăim într-o generație unde creștinismul încearcă să impresioneze. Te duci în biserici, găsești oameni care încearcă să te impresioneze cu spiritualitatea lor încearcă să te impresioneze cât de bine sunt ei spiritual, ce-ar fi? Doar să ardem pentru Dumnezeu. Doar să avem pasiunea aceea pentru Dumnezeu. Uh, rugul ars pentru Dumnezeu. Dar pentru că focul prezenței lui Dumnezeu era peste el, nu se o consideră mai important. Știți că de multe ori când Dumnezeu hotărăște să ne folosească, suntem așa de cuprinși de ideea cât sunt eu de bun că Dumnezeu mă folosește. Haideți să vă spun o mică realitate tufișul ăsta era ca oricare dintre celelalte din deșert. Arbustul acesta, rugul ăsta, încrengătura asta de crengi, era la fel ca toate celelalte. Știți care a fost toată diferența? Dumnezeul suveran a hotărât să aprindă acel arbust prin voia lui. Eu, tu, fiecare dintre noi, nu suntem decât niște oameni obișnuiți. Iar dacă Dumnezeu hotărăște să te folosească, nu fii impresionat că Dumnezeu te folosește pe tine gândind că ești tu un pic mai altfel decât ceilalți, ci fi recunoscător și ars pentru Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Ne credem așa importanți, vai Dumnezeu m-a folosit pe mine, Dumnezeu a folosit și o măgăriță, să vorbească. Dumnezeu a folosit și un, o tufă, un tufiș, un arbust, ca să-l aprindă și să nu se mistuie. Haideți să nu fim noi. Știți că pe noi, în loc să ne consume focul prezenței divine, ne consumă focul dorinței de afirmare. Sunt important și nu mă remarcă nimeni. Asta, este, asta e plânsul generației noastre. Eu sunt important, dar nu vede nimeni este strigătul generației. Sunt spiritual, dar nu mă vede nimeni. Tânjim, suntem frustrați, că noi suntem ceva, că Dumnezeu ne folosește și, din păcate, cei din jurul nostru nu remarcă acest lucru. Unii vin și spun, pentru că nu sunt văzuți. Vezi că eu sunt și urmează puncte, puncte, unde-i titulatura lui. Uh, trebuie să mă asculți pentru că eu sunt. Cine sunt. Astfel de oameni Uite că autoritatea spirituală, da, o primești cu poziția, dar uh, ea vine prin supunere față de Dumnezeu. Uh, știți că există întotdeauna lideri poziționali și lideri spiritual care au influență. Liderul pozițional e omul care primește un titlu și o poziție. Are o autoritate conferită de poziția lui. Și există lideri spirituali, sunt oameni după care te încolonezi și mergi, pentru că ei ard pentru Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să fim astfel de oameni. Doamne ajută-ne să înțelegem acest lucru. Și mai ceva, rugul a ars pentru Dumnezeu, pentru că l-a aprins Dumnezeu. Nu mori să i o dat foc, nici nu și o dat el foc singur. Poți să fac o analogie, pentru Dumnezeu arzi doar când te aprinde Dumnezeu. Nu te poți aprinde singur. Nu-ți poți da foc singur. Nu vi se pare ciudat că există o expresie în limba română. Unii se aprind ușor. Știți expresia? Ce înseamnă când unul se aprinde ușor? Mă gândesc. Cât e de important ca Dumnezeu să te aprindă și să-ți aprindă viața? Și cât e de puțin important, și dați în voie să spun cât e de detrimental să ne aprindem singuri. Unii se aprind și în biserici. Și creează propriul lor foc pentru că nu s aprinde Dumnezeu, încearcă să da ei să se aprindă. Moise nu a aprins, rugul, rugul nu și-a dat foc singur. Știți, când te aprinde Dumnezeu, ai influență. Când te aprind singur, îi arzi pe toți din jurul tău. Moise, N-a făcut nimic cu rugul, Dumnezeu l-a prins. Dacă vrei să fii la dispoziția Lui Dumnezeu, pune-te în poziția unde El să te aprindă. Nu te aprinde singur, Eu nu ne aprindem și singuri și creăm cât e un foc în jurul nostru. Și multe ori ne aprindem și dăm foc, nu doar nouă ne dăm foc, mai dăm foc și celor din jurul tău. Observați că focul prezenței Lui Dumnezeu nu s-a extins necontrolat. Vom vedea imediat cum s-a extins focul acesta. Nu uitați că rugul nu a făcut nimic, doar a ars pentru Dumnezeu. Știți că generația noastră, generația în care trăim, încearcă să aprindă focul lui Dumnezeu. Dar focul sfânt nu se aprinde cu activism religios. Focul sfânt se aprinde doar cu prezența divină în viața noastră. Dacă vreau să vă provoc la ceva, dragii mei, ca oameni obișnuiți, dar transformați de Dumnezeu, n-ați vrea să cerem Domnului să ne aprindă din nou pentru El, să ardem cu pasiune pentru El. Nu ne putem aprinde singuri, dar ne putem pune în postura și în poziția de a fi pregătiți ca Dumnezeu, cu prezența Lui, să ne aprindă viața, să dea foc, dacă vreți, ființei noastre, ca să fim din nou în clocot pentru Domnul. Ați încercat să puneți o oală la foc. Dacă focul e mic, încercând să faceți să fie fiarbă lichidul, să spunem apa de acolo. Cu cât focul e mai mic, cu atât durează mult mai mult ca apa să se încălzească și să clocotească. Vrei ca viața ta să clocotească pentru Domnul? Ar fi bine să te pui în postură în care focul lui Dumnezeu să se coboare peste viața ta, să te aprindă pentru El. Pentru că focul prezenței lui Dumnezeu face câteva lucruri extraordinare. Acest rug n-a făcut nimic, doar a ars pentru Dumnezeu. Dar tu și eu, oricare dintre noi, când ardem pentru Dumnezeu, facem cel puțin câteva lucruri. Unu, atragem oamenii. Și ce zice Biblia? Moise, în versetul 2, vede că rugul, acest arbust, e în flăcări și vede că nu se mistuie. Și versetul 3 zice... Moise a zis: Am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și de ce nu se miște rugul. Dacă arzi pentru Dumnezeu, când arzi pentru Dumnezeu ca acest rug, doar când arzi, focul prezenței lui Dumnezeu din viața ta îi va atrage pe oameni. Știți că atunci când ardem pentru Dumnezeu, în mod inevitabil îi atragem pe oameni. Viața trăită cu pasiune pentru Dumnezeu. Ei va face pe oameni să vrea ceea ce ai tu. Când trăiești cu pasiune pentru Dumnezeu, creștinismul tău e contagios. Și cei din jurul tău vor să vadă ce este cu omul ăsta, că el trăiește altfel, ceva e diferit în el. De ce nu este creștinismul nostru atractiv? Îmi permit să pun această întrebare și vă rog să-l analizați, să analizați împreună cu mine. Am scris aici câteva lucruri. De ce creștinismul generației noastre nu mai e contagios? Ne chinuim să facem noi ceea ce doar Dumnezeu poate face. Eșec total. Noi niciodată nu putem face ceea ce face Dumnezeu. Nu uitați, rugul nu a făcut nimic, doar o ars datorită prezenței lui Dumnezeu. Creștinismul nostru nu, e, nu mai e contagios în lume pentru că ne chinuim să facem noi ceea ce doar Domnul poate să facă. În al doilea rând, ne chinuim să devenim oameni buni, uitând că Dumnezeu vrea să fim oameni noi. E o mare diferență între a fi un om bun și a fi un om nou. Oameni buni sunt și cei din lume unii, că sunt morali, poate trăiesc o viață în limita integrității, așa cum o înțeleg ei. Dar Dumnezeu, dra dragii mei, creștinismul nu este un curs de perfecționare personală. Dacă tot creștinismul tău se reduce la un curs de dezvoltare personală, cred că diavolul râde ținându-se de stomac. Creștinismul nostru nu ne transformă în oameni mai buni, ci creștinismul nostru autentic ne transformă în oameni noi zice Biblia, cine este în Hristos, este un om mai bun, așa -i? Cine știe? Cine este în Hristos e o făptură un pic mai bună. Nouă! Toate cele vechi s-au dus. Nu suntem contagioși ca și creștini. Și înțelegeți cuvântul contagios în sensul pozitiv, dacă poți să-i atribui un sens pozitiv, o lipsitor în bine. Pentru că noi ne străduim și depunem efort să fim oameni mai buni când Dumnezeu vrea să fim oameni noi. Ne chinuim prea mult să facem, cuantificăm ceea ce facem, dar uităm parcă întotdeauna să fim. Moise a fost atras, că era ceva neobișnuit acolo. Focul prezenței lui Dumnezeu atrage, doi, focul prezenței lui Dumnezeu purifică. Atunci când noi ardem pentru Dumnezeu, când prezența lui Dumnezeu ne aprinde, acest lucru are și un efect secundar. Viața noastră se sfințește. Amin. Când focul lui Dumnezeu vine în viața ta, te purifică. Când focul lui Dumnezeu intră în viața ta, prezența lui te curăță de toate rezidurile. Și vai câte reziduri cărăm după noi, rămășițe din lucrurile pe care ar fi trebuit să le ardem și să le, le lăsăm de mult. Focul lui Dumnezeu ne purifică. Niciodată focul prezenței lui Dumnezeu nu va lăsa mizeria din viața ta. Întotdeauna te va confrunta cu realitatea, va arde ceea ce trebuie acolo. Când, când focul prezenței lui vine peste viața ta, spune scriptura că va veni Hristos și el le va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acolo este ceva care transformă în mod radical, profund și pentru totdeauna viața mea. Când focul lui Dumnezeu intră în viața mea, are loc acea purificare supranaturală care nu se întâmplă altfel. Focul prezenței lui Dumnezeu atrage, purifică. Focul lui Dumnezeu nu te consumă niciodată, dar întotdeauna te consacră. Observați, știți ce a văzut Moise? Că nu se mistuie arbustul ăsta. Arde fără să se consume. Ați văzut vreodată un lemn care să ardă și să rămână intact? De obicei, lemnul arde bine. E un combustibil ideal. Când ai pus foc pe lemn, arde și nu trece mult timp, se negrește, pe urmă se face roșu, tăciunele și nu trece mult timp și se transformă în cenușă. Dar de data asta, moi se zice, lemnul ăsta are ceva special. Arde și nu se consumă. Când focul lui Dumnezeu arde în viața ta, el nu te consumă. Că focul lui Dumnezeu nu vine să te nimicească, dar vine să te consacre să te pune deoparte pentru Dumnezeu. Partea interesantă este că deși era în flăcăr, nu se consuma. Generația noastră, dragii mei, are nevoie de această putere a prezenței lui Dumnezeu. Nu ca să ne consume, să ne nimicească, ci ca să ne consacre lui Dumnezeu. Până când focul sfânt al Duhului Sfânt nu va invada viața ta, nu vei putea să trăiești consacrat pentru Dumnezeu. Pentru că focul pe lângă faptul că te purifică, pe lângă faptul că atrage pe ceilalți în jurul tău, focul lui Dumnezeu te consacră. Știți că mă gândesc, erau doi ucenici pe drumul Emausului și vorbeau între ei triști. Țineți minte momentul răstignirii Domnului, femeile i-au pus în încurcătură cum că Isus ar fi înviat și mergeau și parcurgeau cei 10-12 km de la Ierusalim spre casa lor în Emaus, și vorbeau între ei și la un moment dat spune Biblia că li s-a răturat un străin. Și a intrat în vorbă cu ei. Și a vorbit cu ei. Și la un moment dat amândoi s-au întors probabil oarecum deranjați de acest străin care nu știa ce se întâmpla în Ierusalim. Cum? Tu ești singurul străin! Fără să-și dea seama că ei de fapt vorbeau cu personajul principal a tot ceea ce se întâmplase în Ierusalim. Și zice Biblia că a început Domnul să le vorbească din scripturi. Și știți ce zic la un moment dat, după ce Domnul îi se face de cunoscut în casa lor din Emaus. Știți ce zic cei doi, Luca 24 cu 32. Nu ne ardea inima noi. Nu ne ardea inima în noi. Dragii mei, focul lui Dumnezeu îți face să-ți ardă inima pentru Dumnezeu. Dragii mei, frații mei dragi, surorile mele, tineri dragi de la poarta cerului, ne mai arde inima pentru cuvântul lui Dumnezeu. Când citești Biblia, te mai poți retrage undeva în cămăruța ta și să-ți ardă inima când îți descoperă Dumnezeu lucrurile lui. Ăstora doi le ardea inima în ei. Ziceau ei după ce Hristos a făcut ne văzut. Nu ne ardea inima noi, când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scriptura. Nou, nu ne mai arde nici să citim Scriptura, dar mai să ne ardă inima pentru că citim Scriptura. În această seară vă invit, dragilor, haideți să lăsăm ca focul lui Dumnezeu nu să ne consume, că nu de asta e aici, ci să ne consacre pentru El. Știți că focul lui Dumnezeu mai face ceva apropie oamenii, focul lui Dumnezeu ne consacră, focul lui Dumnezeu ne purifică și focul lui Dumnezeu mai face ceva, produce în noi reverență și respect față de Dumnezeu. Și ce zice Biblia în versetul 6? Ascultați! Prima dată Dumnezeu îi zice în versetul 5, după ce Dumnezeu îl strigă pe Moise în versetul 4, poi se zice, iată-mă, m-am întors să văd. Și zice, Dumnezeu, oprește-te, Moise, că ești pe pământ sfânt. Unde calci tu? este pământ sfânt, acolo Dumnezeu. Și versetul 6 zice, Eu sunt Dumnezeul tău. Eu sunt Dumnezeul tatălui tău. Isaac, Avram, Isaac, Iacov, Dumnezeul multigenerațional. Moi Moise a pierdut contactul cu Dumnezeu. De 40 de ani era în pustietate, se avea 80 de ani. 40 de ani Moise a stat și n-a făcut nimic. Nu cred că există un job mai plictisitor decât ăla de cioban. Gândiți-vă, știți ce făcea Moise? Stătea, stătea, stătea și apoi iarăși stătea. Și după 40 de ani, Dumnezeu vine și-i vorbește. Și spune, eu sunt Dumnezeul tău. Am fost Dumnezeul părinților tăi, dar sunt Dumnezeul tău. Și știți ce zice Moise în fața acestei revelații? zice versetul 6, Moise și-a ascuns fața, că se temea să privească pe Dumnezeu. Când focul lui Dumnezeu se coboară peste viața ta, acest foc produce reverență, respect față de Dumnezeu. Reverența și respectul Teama sfântă de Dumnezeu sunt lucruri care lipsesc sau sunt pe cale de dispariție în generația noastră. Am ajuns să credem că dacă Dumnezeu este dragoste, înseamnă că putem trăi oricum, înseamnă că putem face orice, înseamnă că putem spune orice. Uităm că El, care este creatorul Universului și ține în mâna Lui toate lumile nevăzute și mica lume a noastră văzută. Uităm că dragostea Lui Dumnezeu este în echilibru perfect cu dreptatea Lui. Uităm că, deși El ne iubește cu o iubire veșnică, tot el administrează și o pediapsă Uităm că dacă îl, îl ne socotim pe Dumnezeu, dacă îl sfidăm, dacă trăim ostentativ la adresa lui Dumnezeu, va veni ziua când vom plăti un preț uriaș pentru nepăsarea noastră. Uităm că împreună cu versete care spun mândur până la al miilea de cei ce mă iubesc și păzești poruncile mele. Uităm că pe lângă versetele astea sunt și versete care spun: A mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, Domnul va judeca pe poporul său, sau grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Uităm că Dumnezeu nu este ca noi, părtinitor, nedrept, influențabil, ranchiunos, răzbunător și neiertător. Ce este drept și sfânt în tot ceea ce face. Uităm că înaintea lui. Și când se declanșează mânia lui Dumnezeu, toată creația geme și tremură. Uităm că pământul se cutremure, astrele-l ascultă, cheamă pe fiecare stia după nume. Și într-o zi cerul și pământul, așa cum și noi, vor fugi din calea lui Dumnezeu. Am uitat că înaintea lui, autoritatea peste toată creația există. Vorbește soarelui, zice Biblia, și soarele ca un mire iasă din cămara lui și strălucește peste cei buni și peste cei răi. Am uitat că toate creaturile cere se pleacă în adorare înaintea lui și că miliardele de îngeri cântă încetat. Am uitat că satana a încercat odată să ia locul lui Dumnezeu și pentru totdeauna a fost alungat și îl așteaptă un destin îngrozitor. Am uitat că într-o zi el va deschide o carte acolo sus și multe alte cărți. Și fiecare vom fi ținuți responsabili de tot ceea ce am făcut. Dar mai mult decât atât, de modul în care l-am tratat pe Dumnezeu. Când arde focul lui Dumnezeu în tine, pune această reverență pe care biserica generației noastre a pierdut-o. Avem impresia că Dumnezeu e un soi de prieten al nostru, amic, iertați-mă, nici măcar prieten, amic. Citiți, nu mai am timp să citesc, pentru că mai am încă două lucruri pe care vreau să vi le spun. Când Avram care era prietenul declarat al lui Dumnezeu, a negociat cu Dumnezeu viitorul Sodomei și Gomorei. Citiți în Genesa 18, ce vă zic eu, versetele 27, 30, 31, 32. Știți ce zice? Ascultați cum îl abordează Avram, prietenul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu, cu cât respect, cu câtă reverență. Spune, iată, Doamne, am îndrăznit să vorbesc. Dacă sunt 50 de oameni în cetate, buni, dar e nimicitul cetatea pentru ei. Și Dumnezeu îi zice nu. Și apoi continuă Avram, Doamne, să nu te mâni. Dar dacă sunt 40, vei nimici cetatea pentru 40 și Dumnezeu zice, nu, nu voi nimici. Doamne, mai îndrăznesc să vorbesc o dată. Dar dacă sunt 30, Doamne, nu te mâni pe, tine, pe mine. Chiar dacă sunt prietenul tău, dar dacă sunt 20. Și citiți-i an pasajul. Dar noi, avem impresia că Dumnezeu există acolo undeva în univers ca să-mi facă pe plac mie. Când focul lui Dumnezeu se coboară peste viața ta, aduce reverență și respect. Și ce bine ar fi să-L privim pe Dumnezeu cu reverență și respect. Ca și un creator, ca și Dumnezeul care ține toate lucrurile în mâna Lui. Și ne ține și pe noi în mâna Lui. Dumnezeu, da, este plin de dragoste, dar nu uitați că Dumnezeu a nimicit o lume întreagă înecând în o ape, Nu pentru că este rău, ci pentru că este drept. Rugul nu a spus nimic, dar Dumnezeu nu a, nu a, nu a spus nimic. Al doilea lucru la care vreau să mă opresc. Dar Dumnezeu a vorbit cu putere prin el. Versetele 4 și 6 din textul nostru mă duc înapoi. Da? Nu uităm, în primul rând, că rugul nu a făcut nimic. Doar a ars pentru Dumnezeu. În al doilea rând, rugul nu a spus nimic. Dumnezeu a vorbit cu putere prin el. Zice Biblia: Domnul a văzut că Moise se întoarce și l-a chemat: Moise, Moise. A răspuns: Iată-mă, până la versetul 6. Vreau să vă spun ceva. Când focul lui Dumnezeu vine peste viața noastră, nu trebuie să spunem mare lucru. Că vorbește Dumnezeu prin focul acesta. Știți ce îmi place foarte mult? Nu rugul a vorbit, ci prezența lui Dumnezeu din el. Uh, rugul n-a spus nimic. Rugul n-a făcut nimic. Rugul nu a spus nimic. N-a făcut nimic altceva decât să ardă. Nu a spus nimic, dar Dumnezeu a vorbit cu putere din el. Știți că cele mai mari momente de revelație le vom avea nu în timp ce vorbim, ci în timp ce tăcem. Pot să vă spun că sunt 3, cel puțin 73 de versete în Biblie care vorbesc despre ce înseamnă să stai în tăcere înaintea Domnului. Generația noastră, definită prin talk show-uri de toate felurile, mai știe să tacă. Dacă vrei să auzi vocea lui Dumnezeu, fratele meu drag, e recomandat să asculți. Taci înaintea Domnului și ne dășduiește în el, zice Psalmul 37 cu versetul 7. E împotriva naturii noastre să tăcem. Iar noi românii cred că suntem campioni la vorbit. E datorită originii noastre latine. Ne place să ne exprimăm sentimentele prin cuvinte. Și uneori cei care au un temperament așa mai vulcanic vorbesc non-stop. Însă în această seară vreau să vă provoc, dragi creștini, să învățăm de la rug a doua lecție frumoasă, și anume că rugul n-a zis nimic, dar Dumnezeu a zis prin el. Știți că Uh, Noi nu ne place să tăcem și să ascultăm. E un exercițiu dificil pentru omul generației noastre. Mergem cu mașina și cei care mergeți mult cu mașina îmi veți da dreptate. Totdeauna trebuie să cânte ceva, trebuie totdeauna să avem știri de un fel, totdeauna trebuie să ascultăm un podcast sau eu știu ce. Nu mă înțelegeți greșit, e foarte bine că o facem. Dar vă pun o întrebare, mai aveți timp să vă opriți playerul care scoate orice fel de sunete și să vă auziți gândurile? Sau poate chiar îndrăznesc să spun, să auziți șoapta Duhului Sfânt. Ne este teamă de liniște, de reflexie. Ne este teamă să nu avem zgomot în jurul nostru pentru că nu știm ce se întâmplă. Când a fost ultima oară când ți-ai făcut liniște, ți ai oprit telefonul, te-ai retras într-o încăpere, ți-ai luat Biblia cu tine și ai zis, Doamne, sunt pe recepție. Să știi că Dumnezeu nu o să-ți vorbească încercând să îngroape sunetul muzicii sau, repet, nu-i greșit că asculți muzică, sper că asculți muzica pe care trebuie să o asculți și nu ce nu trebuie să asculți. Nu-i greșit să ascultăm, dar când am ascultat ultima oară șoapta Duhului Sfânt? Poate ar trebui să vorbim mai puțin și să ascultăm mai mult. Tăcerea noastră este de fapt de multe ori nu lipsa cuvintelor, ci acceptarea că sunt momente în viață în care e mai bine să nu spunem nimic. Ce putem să învățăm de la tăcerea rugului? de la faptul că el n-a zis nimic ca Dumnezeu să poată vorbi prin el. În primul rând, rapid de tot, vocea Domnului e greu de auzit cât timp avem noi mereu ceva de spus. Dacă vrei să auzi vocea Domnului, e bine să te oprești din vorbit. Da? E foarte greu. Și apoi când vorbim, vreau să înțelegem un lucru. Valoarea cuvintelor noastre nu este dată de cât de mult vorbim. De fapt, zice cuvântul Domnului în Eclesiastul, capitolul 5, să ne păzim piciorul când intrăm în casa Domnului. Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Să nu aduci jertfa nebunilor. Înaintea lui Dumnezeu, știți ce spune acolo Biblia? Să nu spui, ce? Multe cuvinte. Multe vorbe. Știți că Domnul Iisus le-a imputat fariseilor exact același lucru. Când vă rugați, ce o zis Domnul? Să nu bolborosiți. Ci când vă rugați, rugați-vă concret. Pentru că fariseii trăiau cu impresia că dacă spun mult, vor fi ascultați. Valoarea cuvintelor noastre nu este dată de cât de mult vorbim. Să învățăm lecția aceasta simplă de la rug, că Dumnezeu poate vorbi cu putere prin tine, cel mai adesea când tu nu spui nimic. Spunea unul dintre predicatorii contemporani: Predică Evanghelia, iar dacă e nevoie, folosește și cuvinte. Uneori, viața noastră vorbește mai tare decât oricare dintre faptele noastre, decât cuvintele noastre. Faptele tale, faptele mele, vorbesc uneori mai tare decât cuvintele noastre. Valoarea a ceea ce spui nu e contorizată de cât de mult spui. Valoarea cuvintelor tale e dată de cine vorbește prin tine. Cine vorbește prin tine e foarte important. Când vorbești, cine vorbește? Vorbește eul tău? Vorbește mândria ta? Vorbește aroganța ta? Vorbește sentimentul tău de superioritate? Sau vorbește omul smerit, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu? Biblia știți ce spune? Vorbiți cu între voi cum? Ziceți voi cu psalmi și cântări de laudă și cântări duhovnicești. Ce bine ar fi! Știți că atunci unora dintre noi ni se limitează maxim vocabularul dacă ar fi să vorbim cu psalmi. Na, hai să încercăm să recităm un psalm. Greu, nu? S-au 150. Dar hai să recităm pe unul dintre, dintre, psalmi. Ar fi să vorbim cu noi, între noi cu psalmi, cu cântări de laudă. Apoi știți ce mai zice Biblia? Niciun cuvânt stricat, să nu vă iasă din gură. Și știți ce mai zice Biblia? Într-o zi vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vom fi rostit. Se spune statistic că bărbații vorbesc undeva în jur de 35.000 de cuvinte pe zi, iar femeile vorbesc undeva în jur de 90.000 de cuvinte pe zi. Faceți un pic de aritmetică și vedeți într-o săptămână, într-o lună, într-un an, într-o viață, cât vorbim. Și cât din ceea ce vorbim, ar fi fost mai bine să nu spunem: Doamne, ajută-ne! Când focul lui Dumnezeu vine peste viața ta, rugul n-a zis nimic, dar Dumnezeu a vorbit prin el. N-ai vrea, dragul meu frate, estimată soră, n-ai vrea ca prezența lui Dumnezeu, focul lui, să vorbească el prin tine. Și tu să nu prea ai multe de spus, că atunci când vorbește Dumnezeu prin tine, e cel mai bun lucru, da? Valoarea cuvintelor noastre, am spus că nu-i dată, nu dată de cât vorbim, nu-i dată de nimic altceva decât de cel care vorbește prin noi și dată de mesajul pe care îl transmit. Și un ultim lucru, da? Spuneam că rugul nu a făcut nimic, dar a ars pentru Dumnezeu. Apoi spuneam că rugul nu a spus nimic dar Dumnezeu a vorbit cu el. Și mai un lucru foarte interesant și cu acest gând aș dori să închei. Observați încă un lucru care a caracterizat rugul. Nu s-a dus nicăieri, a rămas pe loc. Dar din el, deși el nu s-a mișcat, Dumnezeu a mișcat tot universul lui Moise. Versetul 10, știți ce zice Biblia? Dumnezeu îi spune lui Moise, am văzut asuprirea poporului meu începând cu versetul 7, am auzit strigătele lor, Moise, M-am coborât ca să-l izbăvesc. Iată că aud strigătele izraelitilor, versetul 9. Și acum îi spune Dumnezeu lui Moise: Din acest rug, îi zice: Vino, eu te voi trimite la faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copilul Israel. Rugul n-a plecat niciunde, a rămas pe loc. Dar, deși el, rugul a rămas pe loc, din el, Dumnezeu, a transformat întreg universul lui Moise. Știți că ăsta este lucrul cel mai frumos pe care Dumnezeu poate să-l facă cu noi. Când ne punem la dispoziția Lui, când focul lui Dumnezeu ne aprinde viața, nu trebuie să alergăm în toate direcțiile. Mă uit uneori la creștinii generației în care trăiesc și vor să le facă pe toate. Și vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Nu e nimic rău în a vrea să fie activ pentru Dumnezeu, eu vreau să fiu cât se poate de activ pentru Dumnezeu. Și cred din toată inima că orice om conștient de chemarea lui Dumnezeu este activ și vrea să fie activ pentru Dumnezeu. Dar așa de mult alergăm uneori fără rost. Când tragem linia și cuantificăm și cântărim efortul și rezultatul, cele două nu au nimic în comun. Haideți să învățăm de la rugul acesta, că deși el n-a plecat de unde a fost, Dumnezeu prin el o mișcat. Pe Moise. În așa fel încât Moise a lăsat turma și s-a dus înapoi la faraon. Știți despre ce vorbește acest pasaj, acest verset, despre influență. Și cu asta vreau să închei. Dragii mei, frați, stimate surori, influența noastră în lumea unde ne-a așezat Dumnezeu, mai există? Că asta înseamnă. Mai miști tu pe cineva din lumea în care te-a așezat Dumnezeu? Poate un coleg de muncă. Poate un membru din familie care nu-L cunoaște pe Dumnezeu? Poate pe cineva care, deși e în biserică, s-a rătăcit de multă vreme. Impactul tău, uh, influența ta mai există? Ce te face? Ce te face să ai influență în lumea în care trăiești? Doar câteva lucruri foarte scurt. Care sunt lecțiile pe care le învăț de la faptul că rugul a rămas pe loc, și din el Dumnezeu l-a trimis pe Moise. Și Moise avea să revoluționeze lumea de atunci. A vrea să întoarcă complet invers lumea lui Faraon, liderul indiscutabil al lumii antice, al vremii de atunci. Unul care 40 de ani stătuse cu oile socului său, s-a dus cu curaj la faraon. Deși era pe lista celor mai căutate persoane. Moise nu era pe lista celor 10 cele mai căutate persoane din Egipt. Era cap de listă. Faraon și-a pus în gând să-l omoare, pentru că cu 40 de ani în urmă Moise a făcut o faptă reprobabilă, omorând un egiptean și a trebuit să fugă și timp de 40 de ani să se ascundă în acest pustiu și să fie deconectat de tot. El care odată era prințul Egiptului, acum a devenit doar un păstor la oi, un cioban la oi. Și după 40 de ani, universul lui Moise s-a schimbat complet. Știți de ce? Că acel rug a ars și în acel rug care nu pleca niciunde, Dumnezeu a avut Influența asupra lui Moise ca să-l trimită. Te vei duce înapoi la faraon, tocmai eu. Eu sunt cap de listă, cred că pe toate culoarele din palatul împărătesc, zic și eu. Nu cred că era așa. Era poza lui Moise. Cine îl vede, să-l aducă. Și într-o zi, Moise apare la faraon și zice, am venit. Bine ai venit, cam târziu. Am venit pentru că trebuie să-l lași poporul să plece. Influența. Citiți: Istoria e fascinantă. Când vom avea influență? Nu uitați că influența noastră în lume crește direct proporțional cu ascultarea noastră de Dumnezeu. Pe cât asculți de mult de Dumnezeu, în egală măsură vei avea influență în lumea în care ești. Dacă vrei să ai influență acolo unde te-a pus Dumnezeu în lumea ta, nu trebuie neapărat să alergi peste tot și să le faci pe toate, ci trebuie ca ascultarea ta de Dumnezeu să te-a influență vieții tale. Influența ta în fața oamenilor nu depinde niciodată de ceea ce ai, ci depinde întotdeauna de ceea ce ești. Fii omul lui Dumnezeu acolo unde te-a așezat El. Și mai ceva, influența ta în fața oamenilor este dată de lumina pe care o aduci în întunericul lumii în care te-a așezat Dumnezeu. Nu te lăsa măgit. Așa zice Biblia. Dacă trăim în ascultare de Dumnezeu, înseamnă că suntem în lumină. Și dacă tu trăiești în lumină, vei risipi întunericul din jurul tău. Nu există nicio îndoială. Una dintre problemele creștinismului generației noastre este că noi, ca și creștini, trăim în întuneric și încercăm să împrăștiem întunericul celorlalți și nu merge. De asta nu avem influență, nu avem impact. Câtă vreme tu trăiești în întuneric ca și copila lui Dumnezeu, N-ai nicio șansă să risipești întunericul celor din jurul tău. Dar în momentul în care tu trăiești în lumină, în momentul în care lumina lui Dumnezeu strălucește din viața ta, în momentul acela există impact asupra lumii și în momentul acela abia împrăști în uh, întunericul lumii. Și aș vrea să vă provoc încheind mesajul din seara aceasta. Știți care e invitația lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi? Să fim asemenea acelui rug. Ce a făcut acel rug? Amintiți-vă. Nu a făcut nimic altceva decât a ars pentru Dumnezeu. Nu a spus nimic, dar Dumnezeu a vorbit cu putere prin el. Și n-a plecat nicăieri. După ce prezența lui, Dumnezeu s-a ridicat de pe el, el tot acolo a rămas. Ca și acel rug, Dumnezeu ne cheamă să ardem pentru el. Și când a ars pentru Dumnezeu. Asta în sine va aduce impact. Când arzi pentru Dumnezeu, Dumnezeu vorbește prin tine. Și când arzi pentru Dumnezeu, nu trebuie să faci eforturi omenești ca să ajungi până la capătul lumii. Și când arzi pentru Dumnezeu, Dumnezeu prin tine poate să miște o lume. Zic din toată inima, Doamne, ajută-ne să fim acel vas de lut, acel rug simplu și obișnuit dar care arde în fiecare zi cu pasiune pentru el. Amin.